Sărbătoare în centrul capitalii, mii de oameni din diferite colțuri ale țării au venit în orășelul european pentru a serba Ziua Europei, iar dintr-o clipă în alta va începe concertul în Piața Mare a Adunării Naționale. Este și colega mea, Lubov Plămădeală, care vine cu detalii. Luba, bună seara, te ascultăm! Doamnelor și domnilor, bună seara! După cum puteți vedea și la această oră în orășelul european, este foarte multă lume. Cei drept corturile la care erau plasați reprezentanții țărilor europene deja s-au strâns, dar în schimb au rămas tarabele cu mâncare. Se pare că oamenii au flămânzit și au făcut coadă ca să guste din gustoșenii. De fapt, aici atmosfera abia se încinge, toată lumea este în așteptarea concertului, el practic este gata să înceapă, vedem că orchestra deja este pe scenă și în aceste momente a început să interpreteze piesa. Tot astăzi pe scenă va evalua ambasadorul Uniunii Europene în Moldova în premieră, Ianis Mazeț, va cânta pentru invitații noștri moldoveni aici. Alături va fi și Cristofor Aldea Teodorovici, lupii lui Calancea, Caluș Orchestra din Ucraina, câștigătorii Eurovision din 2022, dar și Satoshi. Acum vă propun să urmărim un pic spectacolul care se întâmplă aici. Pentru vizitatori la ora 12, iar acum vă propun să urmărim cum a fost aici dimineață. Piața Marii Adunării Naționale este astăzi arhiplină. Mii de oameni au venit să sărbătorească Ziua Europei. Până în Bruxelles! Toți suntem europeni! Pași grăbiți, noi ne pornim! Europa, noi venim! Startul evenimentelor a fost dat de președinta Maia Sandu și comisarul european Johannes Hahn. Vă mulțumim! În discursurile rostite de la tribună, oficialii au subliniat faptul că ziua de astăzi are o semnificație dublă, care trebuie să consolideze societatea, nu să o scindeze, cum se întâmplă în prezent. Ziua victoriei asupra nazismului și ziua Europei nu sunt contradictorii. Dimpotrivă, ziua Europei este o continuitate a victoriei forțelor aliate care a făcut posibilă pacea. Ziua victoriei înseamnă ziua păcii pe continentul european. We also commemorate those who gave their lives for peace in Europe in World War II. This Europe Village here and the presence of many parliamentarians, dignitaries, ambassadors is a sign of our joint support to and solidarity with Moldova. Oamenii au ascultat cu atenție mesajul oficialilor, mulți dintre ei fiind de aceeași părere că ziua de 9 mai nu trebuie să mai împartă societatea noastră în două tabere. Aici chiar nu înțeleg ce înseamnă Europa, sunt oameni inconștienți. Inconștienți. Ei nu înțeleg unii binele. Unii binele cum trebuie noi să plecăm. Plecăm viața tinereții și a noastră și fie tot în Europa. Unica ce sper spre tânără generație să nu facă aceleași greșeli ca și celelalte generații, să apuce de trecut, să țină de el cu dinții și să se uite într-un drum interesant, neașteptat, nou, însă cu mult mai sigur decât trecutul nostru. Aspirațiile noastre sunt pentru Uniunea Europeană și este mai mult ca atât, noi trebuie să convingem și alți concetățenii noștri
care nu înțeleg sensul integrării Uniunii Europene. Asta este prosperitate, asta este libertate, asta este investiții. Să o biruință, noi trebuie să în primul rând, nu să o sărbătorim, dar să o comemorăm. Ar fi de dorit să fie și una și alta, pentru că cei care sunt vârsta a treia, presupun care au luptat, totuși vor ca să fie, dar trebuie să fie o înțelegere, să fie și pentru unii și pentru alții. Deci și victoria. Și victoria și pace și tot împreună. Asta ar fi cel mai corect. Da, cel mai corect. Credeți că o să ajungem într-o zi să fim împreună toți, să nu fim separați? Eu cred că dacă n-ar fi informația asta negativă de unii vin la frații cei mai mari, poate că lumea s-ar mai da de seama. În piața Marii Adunări Naționale au fost amplasate mai multe corturi, unde ambasadele țărilor europene acreditate la Chișinău au prezentat beneficiile integrării europene, dar și proiectele care se implementează cu succes la noi. Ne place să călătorim și din acest motiv ne place să vedem tradițiile din fiecare țară. Tot astăzi, oamenii au avut posibilitatea să discute cu unii miniștri și deputați la corturile guvernului. În plus, și Casa Guvernului și-a deschis astăzi ușile, astfel că toți doritorii au putut vizita muzeul și chiar sala de ședințe a executivului. Noi desor privim ședințele guvernului pe domnul Răceanu și de acum... La televizor, prima dată, da. Sunt foarte impresionat. Asta arată... Știți cum, unitatea între guvernare și popor, eu nu știu cum spun, că nu, Qatarii stratează că e o distanță foarte mare, dar n-ar trebui să fie așa, da. Sala de ședințe m-a impresionat și chiar am imitat și un discurs acolo așa, în glumă. În rol de cine ați fost? În rol de prim-ministru, sigur că... Chiar în piața Marii Adunări Naționale, oamenii au avut ocazia să-și testeze nivelul de cultură generală în cadrul mai multor jocuri pregătite de organizatori. A trebuit să rotiți roata asta și acolo unde nimerești săgeata, a trebuit să numiți țara și capitala respectivă. Iar în schimb primiți o torbă, un pix, un premiu. Franța, nu? Da. Ce țară? Franța. Da. Corect? Da. Corect? Da. Da, capitala nouă? Capitala Paris.